Ia și bea, băiatule, ia Ia și uite, bea, băiatule. băi, uite-te. Pe nu, trebuie să-l pui undeva jos să-l vedem. Bă, trebuie să-l pui undeva jos să-l vedem. 40 avea Loganu. Pe bă, trebuie să-l pui să faci cu haz, Cinzeci-șase. mă. Hai, mă, facem cu haz, mă, Florine. Bă, ești prost, ești prost. Trebuie să pui telefonul jos, mă, la asta, mă, Florine, mă. N-am cum să pun, frate, că nu să mă închidă feran. Am făcut două mașini să moară băieții mii, dacă nu știu, tu să vede curul. Tu ești prost la capul, s-a plecat, ești nebun. Și că faci cu haz, îmi fac provocarea. Eu te-a treia mașină, na. Eu tu. Eu nu zic nimic, dar o să vezi ce zice chat-ul. Eu nu zic nimic. Ești nebun, mi-am făcut trei mașini jur pe copiii mei, dacă nu. Ce vrei să fac? Nu știu cine, frate, dar ce vrei să zic? Na, vrei să mai fac una? Nu, mă, nu, oamenii nu vor așa. Ce prost ești. Păi și ce să mă cer, mă, tu netozaur cu el? Ce vreți să-i zic? A, e, dacă nu vreți, voi, ce vreți, bă? Zero haz, mi-am făcut provocare. Ce vreți? Să-mi arăt pula pe live? Sau ce vreți? E. Mi-am făcut patru mașini, nu trei. Nu, mă, dar trebuia să faci din casă, mai bine făceai din casă, că era totul, adică. Păi, mi-au văzut oamenii curul, tu ești, vrei să mă dezbrac în pula goală, să le arăt pula, tu ești prost? Măi, eu n-am zis nimica. Du-te-n pula mea, zări la orfanii ăia. Că nu așa, dar ce vrei să-mi scot pula pe live sau ce vrei să fac? Nu, frate, hai, lasă, asta e, hai, jucăm mâine, Florine. S-a nervat Joiana, mâncava și flovăs. S-a nervat Joiana, am făcut patru mașini, domnul Mădălin. Tu ai zis nu, frate, eu n-am nimica cu tine, ești nebun la cap. Deci că nu așa, dar cum vrea, trebuia să pun de la început, să-mi fac laba sau ce să fac? Nu, mă, frate, aia să faci așa, să pune undeva telefonul jos și să stai, să se vadă că stai, nu te sară scurul, să vadă că stai la peco, așa. Păi eu nu știu că eu n-am mai făcut provocarea asta. Da. Păi nu iar de la nimeni 130 de kg să mă duc sus, jos, sus, jos. Păi... Eu te curg apele de pe mine, șefule. Nu, frate, am cadut pe copane, ce pula mea vrei să faci? Curg apele pe tine, pe ce să, am cadut și pe copane, Florin. Da, n-am mâncat nimic. Îți dai sau? Aiurea. Da, ce... Da. Păi eu nu mă jur fals ca alții pe copii. Eu eram în curul gol, eram cu chip. Da, mă, frate, și-o fi făcut o provocare. N-aș știu să o fac, că nu mai fi și voi de. A, e, ce vrei, a, nu, păi nu, dar trebuie să înțeleagă, frate, că eu nu mă jur pe copiii mei cum fac alții pentru bani pe live-uri pe aici. Da, mă, așa e. Ați văzut, frate, nu are ce să mănânce mâine, a băgat geaca în frigider, l-ați văzut? Mânca ei pula de cap de vacă. Joiana! Te-ai gură de tărtan. De tărtanul dreu. Fii ce joci ai? Mâncarea e gheată în pulă. Mă indispune și iar. Vezi, uite, de asta nu-mi place. O să vezi. Păi mă, prostule, ori facem să jucăm, să facem.
Ui, dar ai stat 4 ore să-mi dai o provocare și mi-am făcut 4 mașini și ai spus că, dar nu așa. Păi trebuia să spui, Florinel, trebuie să te lași în pula goală, să arăți pula la mașini și nu-mi pula goală, Florine, nu-mi pula goală. Uite, hai să-ți arăt așa pentru tine, dacă ești de la țară și nu te duce mintea prea mult. Frate, tu nu ești... mă duce mintea, nu știu cum să joacă radarul. Nu, frățioare, mă, fii atent, ascultă-mă. Când te faci mare și te spui... Arată cum să faci radarul, tată, și jucăm, tată. Îți arată, ascultă-mă, că n-am nimic cu tine, pentru mine nu contează. Pentru mine contează să facem hasă, să simtă lumea bine. Păi nu, dar oamenii au dat bani aici și după asta, dacă tu dai focuri, lumea spune, da, așa are dreptate. Ești țăram prost, mă, eu n-am zis nimic. Pe vrei să spun eu ce a zis? Să ies afară, să mai joc cu tine, prostule. Ei, uite, așa să face radarul. Dacă nu mai jucăm, tată, ești... ascultă-mă, când ești mare și proști te strigă copiii, nene, așa, ia uite, așa trebuia făcut radarul. Uite aici, așa, telefonul, vezi? Da? Lasă-mă cu pula mea. Și așa cu culul, prostule. Făceai 50, 40, 60. Dar de unde să te ducă pe tine mintea, mă, frate? Mâncați și cu el tale, că da, ești huidumă mare. Eu n-am mai făcut, frate, provocarea asta. Că nu mai voi faci. Tu și cu cine ai făcut provocarea? Dar nu mai zic eu, bă, prostule, că dau eu foc. Bă, tu ești prost, mă? Bă, tu ai creier, mă, în cap? Păi nu, cum n-am creier? Păi, dar l-a spus ele tare, ce pula mea de notă? La ce scos pe gura aia și spui, păi spune-i la oameni, nu știi omul să facă asta, că n-o mai făcut. Tu așa trebuie să spui la oameni. Nu știi omul să facă asta, fraților. Eu am fost prea dulce, m-am zis, ce vreți, mă, n-am zis nimic. Îmi scrie în ceadă, mă doare în cap. Ce vrei să le zic? Facem cu ei? Ori facem haz, ori nu facem. Nu scrie, sau cum, tu numai tu ai oameni, tu, nu? Sau cum? La mine nu scrie oameni, nu? Eu n-am făcut radar, nu știu cum pula mea să faci provocarea asta. Mi-a arătat Ferraru acum, da, frate, jucăm pe radar de aia, acum știu. Eu am încercat să te explic, da, dar m-am murit, ai. Păi eu te-am înțeles acum. Ai zis să pun telefon așa și eu să stau în față. Așa? Deci te dai cu curul după mașină, cum vine așa. Nu se vede, frate, că făceai în chiloți. Cum e, nu se vede? Dacă eu aveam pantaloni până aici, ai, Mădăline. Băi, nu mă fac că mă dezbrac și se vede. Până aici aveam pantaloni, frate, până aici. Uite, așa și oamenii se uitau din mașină. Da, frate, ok, eu nu neg că n-aveai treaba asta, doar că a fost nou haz. Asta e tot, toată treaba e să fie haz. Nu știu cum să faci, n-am știut. N-a știut, fraților, asta e. A, bine, mă, eu n-a știut, eu v-am zis. Eu nu ți-am zis nimic. Hai bine, fă ce joci, te dai cu tava pe scări? Hai, bă, conceput ăștia, iar, hai, ne jucăm mâine. Hai, te-am pupat, sănătate. Bă, frate, și la mine în chat a început, nu trebuie să te superi, tu mai dai... Nu mai, frate, gata, că... N-are rost, te-am pupat, sănătate. Ce vreți, bă, să facă? Și voi sunteți nebuni. S-a supărat. Ce vreți să facă? Hai, mamă, hai să facem un film cu Emma. Nu fiți de softică, îți dai seama. Nu, mă. E greu, mă, să... Tu îți dai seama ce spune creierul mic la creierul mare? Îl înjură de copii. Creierul mare. Când îl vede așa creierul mic, îi zice, băi, ești bâtă. Nu, sunt rocă. Păi n-ai ce să faci, e nebun, mă. Dar și voi îl agitați, mă, să moară mama. M-a agitat și pe mine, să moară familia mea. În cancer, dacă nu joc cu țiganca asta mare frumos, vezi să-și face frac chilos de lac, își pune țâțele astea, te mași pe țâțele tale, zici că-i puși de cor, te-ai făcut frizură, fă de vagabantă să te duci la casă, să mor în cancer, dar nu bag mâna în părătă, mereu, am dat, du-te să mor în cancer, ce-ai mă, că mai cât ești așa frumoasă, nu mai lucernă, nu mai ți-aduce și ție un pește, pe... mai face un mălai, să mor în cancer, mai, uite frumuse ce zici, ești Cassandra după TVR1, băgă-mi, ești pizda în cafeaua ta să-ți iasă un linin de ceai. Tu că nu vezi nici atâta frumuseți. Nu te duci, fă-și tu la Miss World, te mași pe tine. Trăiești cu ăla după salvare, după urziceni. Hai, mă, erau, am dat, te nu mai fă. Da, te-ar dracii să te mănânce de handicapatul dreacu care ești.
să mă fut în PayPal-ul tău. Dar ce ai făcut în jur de PayPal? Mâncam iar pizda tigrul al tău. Vă mâncați și pizda ta, numai tigri malaezieni. Uite, tigri, ce ai făcut de mași pe bătătura ta. Dar cu dracu și lasă-mă în pace, săracia dracu. Dar de ce ți mâncărai? Futai, unde-i căpușa aia de aur de la gură? Doi amintire de la pește la în Germania. Pufu, te mași în căpușa ta. Să mă fut în gură, mai... și sufletul tău și în inima ta. Dar nu mergi la Han, fost să te urc pe mese să mor în cante. Ce fac la Han, belime? La Han, fost să lăsăm amintirile alea după mâna manet, că ai 7-8 boli în ele futemași pe tine de cazan de țuică cu cercei. Pu! Mare frumusețe și fane să moară familia și că ai mâncat mai mohor toată viața ta. Mare. Ce în gândul tău, frumoasă țigancă? Da, să mor în cancer, dar nu. E, de unde, nebunule, că nu-i zice așa, fute mă duc cu familia mea, că ai fost singura la Han care mi-a plăcut cum te-ai îmbrăcat. Zicei că ești cort, zicei că a făcut aia un cort în Han. Băga mea ești mă. Te-ai jurat și pe familia ta? Nu, fă, nu, să mor, dacă am zis la mișto. De cum? Unde e telefonul ăla meu, mica? Uite. Dar unde ești? A? Unde ești, bărbate? O să fiu nevastă, mâncam, emiș. Păi nu mai îngătești, nu mai faci mie un pește cu mai, mai faci tu curățenie, stai pe TikTok și spar semințe, fute mași în gura ta să mă fut. Pe loc să mă trezești dimineața, să-mi aduci frunt, să mă trezești cu un sărut, să mă alingi cu cafeaua mea, Jacob's Crunch. Tu bași mâna în pizdă, faci ciorbă, te ștergi cu fusta de pisala. Bași mâna în pizdă și-ți bag în gură. Da, frumoasă, zici că ești moderatorul lui Alin. Bogdan, uite așa arăți futemaș, bă, tine să mă... Sirenu apelor, nevostu-i capulelor, of sirenu apelor, ram țam 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 țam, și de-o fi noaptea să vii, să vii noaptea pe chipii, când cocoșul nu mai fi, ram țam 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 ram, să mă arăt familie și chici țap la față să... Concita. Tap, 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 tunetozauri. Tap, tap, tunetozauri. Ei, să vezi măscărală ce ți-ai, prostule. Gata, fă, că nu mai zic nimic, să mor tu și eu dacă mai zic nimic, nu mai zic nimic. Treaba ta, să vezi ce ți-au eu cozonat cu închis de acum. Treaba ta. Ok. Mereu, maică, am datute că să mor în cancer. Mai stai fost și tu, nu mai ești și tu, bărbat mare pește în Germania. Nu mai ai fost și tu, bibelouri. Fute-mași pe tine că faci vrăji. Ai cununile legate, fute-mași pe tine, de saltea de armată. Da, stop, stop. Te-am mai râs, băga melimba, blindic. A râs, dar leșinat. E, tu nu mai ai lindic, fă, mai ai o persoană acolo jos la câta. Uite, m-aș pe gura ta să mă fuți. Uite, m-aș pe tine să mă fuți. A trânat atât de greu lindicul cât ai făcut discopatie. Uite, că te opera la coloană. Atâta lindicul aveai mesteca bărbatul ăla pe care cu babuba. Operație, că mi-a trânat lindicul între picioare. Țap, țap, să mor în cancer. Da, țap, țap. Să moară familia asta, are lindicul trecut la întreținere, vorba lui. Da? Vorba cui? Al unui cumătru de-al meu, James. Cheamă-mă un bogătaș de la să-i zic și ceva în engleză. Pe cine? Pe unul care știe engleză acolo la tine, cu levelul mare. Cheamă-l încoa. Pe James Bond. Cine e James Bond? James Bond. James Bond, fă futemaș. Ceva tine. În engleză futemaș în gura ta. De ce vrei să-ți dea? Zi, ai levelul 27. Sirianul, Siria, să văd că e frumos. Bă, dar nu mai dați mă și voi la clasa mea, mă, să mă arușe bătunetozaur, să moară măicuța mea de mă iubit. Sirianul, ia, hello, hello, Sirian. Ia tași, mă, că ai 10 unii, a venit unii Sirianul. Sirianul, păi, e indian, dar stă în Anglia. Spune Sirianu. Sirianu, ce zic? Give me, give me. Give me. Pe da drumul la meste, ba, mă, să văd dacă îmi dă câte mașini. L-am dat, pă, nu vezi că am dat drumul la meci? Dai drumul sau nu dai? Am dat drumul la meci, fă. Merge meciul? Da.
Să te mânce dracii? Să te salte satana, să te buțe, să te chihă, să te săgete, să te poarte. Mă scut pe gura ta. Sirianu, give me. Sirianu, give me. A, mi-a pus inimioare, mă. Vezi, pe dacă nu știi să-i zici ce să-i cer. Cere-i avion. Eu nu văd că merge meciul. Mă ia la mișto Maldini. Cum să te auzi? Sirianu, give me. Sirianu, give me. The Caricio Plane now. Și o să-ți dea avionul, ca așa să numește în engleză. Dă-i pula lui Ferraru. Bă, prosto, Caricio Plane în engleză, prosto. Da-și, mă, Caricio în engleză, ies my girl. Ies my girl. Ți-a zis, da, bărbate, să mă fut în gura ta. Ți-a zis, jură-te, bărbate, do you have Alexandru, a man? Merge meciul să mur eu. Jură-te, pe children, do you have a man? Mă jur, bărbate, că nu te înșel. Nu bage limba în pizdă. Cum să zice la limba în engleză, fă? Nu știu. Tank, la tine e așa să zici. Tank, nu tank. Give me limba în tank. Așa? Fie dracu să fii de proptea nebună. Hai de spiritozauri, mi. You are, you, Harici, eu n-am dat drumul urât de tine. Haru, nu, haru. Ori dracu să mă ia. Ha, mă, mai dă și noi numai la clasa mea, bă. Bă, să moară familia mea, vreau să trec și eu, mă, pe șase. Pe ăsta, pe patru ăsta, mă, frații. Hai, mă, dă drumul, dracu, la meci. Mamă, cât mai am. Mi-a dat bă, inima, hai, mă, să o depășim pe 8 ăsta, pe Ali Petrescu asta, mă. Hai, mă, frații, mă, pe Ali Petrescu asta, să o depășesc și eu, mă, tunetozauri, mă. Mai am... Maldini, dar de ce punct. Faci, mă? 25 de tăi. Mai am 40.000 de puncte, mă. Cine mă ajută, mă, și pe mine? Bă, suntem 5.000 de oameni să moară familia mea. Aia, da? Mă ajută pulea. Oțeaaa! Cum îi zic lui Sirianu să-mi fure uinu? Sirianu? Da. Has mai țeava neau. Has milindicos neau. Has milindicos urdui. Fură uinu. Urdui. Ordui, 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 ordui. Jordan Suinu la ăsta. Nu mai... Gata, ies afară să moară familia. Nu fac puncte deloc, bă, să moară mama. Siriene, te pumă. Bă, nene, îmi trebuie puncte să ajung și eu în clasament, bă, fraților, mă. Să moară familia mea, dacă văd meciul. Pămânușe și cadou, te pup, prințule. Pămânușe și cadou să facem puncte. Pămânușe și cadou să moară familia mea, dacă văd ceva eu. Păi ai tu, ai 500 de puncte, eu am 4500. Pămânșă și cadou. La ce mi-a pus mănușa, frate, că nu dă nimeni pămânșă. Mare copilul, cât se nu fac belea. Gata, ies afară. Ies afară să moară fata mea de nu ieși afară. Mr. Q, te pup, frate meu. Merge? Păi vreau, mă, și eu în clasament, mă, frate, ești nebun la cap. Hai, fă, dă-te în pizda mea de castor gri, că ai tigru în spate și tu ești mătură, fute mai și pe tine să mă fut de maimuța, Giocongan. Și că ești mojo-jojo la față, mănânci un ghi de foame. Fute sar câinii pe bătătura ta, mai că uite ce degete ai. Și că e țâțe de vacă. Ai cârnați de pleșcoi în loc de deget. Păcațe, ai șpizda pe bere, ca să n-ai dat drumul la mea și fute mașă în gura ta și... Uite, pe Emma Carter. Care mi-a prezentat la prostituție. Super tare, fata. Emma Carter. Nu mai e Emma Carter. Cu cine mai intrăm în cafea și pe la voastră? Și dracu-mi dai, tu ai tupiu să-mi dai mie, mă, pichinezul dracu amărât. Pe tu... Normal că ai dreptate, normal. Eu zic că zici bine, ai dreptate. Așa, așa altceva, altceva. Așa, zic cum mă trebuie cu patea și la pulă. Că vezi, când recunoști că ești o plăgiță și o curățenie și un vai de mama ta, joc cu tine. Hai să vedem ce scor faci. Pichinezul ăsta amărât să moară și că e gheșe la față. Să moară copii. Da, o distribuire, avem meci cu Bebino după. Dacă, la, dacă Bebino mă bate, nu mai stau pe TikTok, mă piși pe el. Dacă te mai aud azi că ai suferi de șmecherie cu mine, că mai mă ameninzi, că mă bați, că mă prinzi, că mă să faci. Să le mănânc, Valentinu, dar stai aici și ajută-mă la mesă, să te dea Dumnezeu de necaz. Andrei Lazar, Nic, te iubesc cu mult. Mă auzi? Da.
Dacă de azi, sclavule, mai mă ameninți că mă bați, că mă tai, că îmi faci, că vă... și nu rezolvi treaba cu Cosmin înainte, adică spune la coaiele pe față că ești o problemă și tu te dai la mine dita mai șmecheru să moară frații mei, dacă nu te sparg. Nu știu adresa. Dacă mă de azi te mai audă, mă ameninți. Mă dă-te în pula mea ce le-a pus și ție, ce ai făcut, ai sub pula, ce să-i facem lui Cosmin? Batem pe Cosmin, păi batem femeile, tași din gură. Da, asta pur toată, nu mi l-ai pus tu, nu mi l-ai pus pe cap, nu mi l-ai pus tu să-l fac vedetă. Orlando Gino, te iube. Ia uite mă, l-aduce pe ăla la mine, îl face vedetă, dă mă înjură, și înjură toată lumea și acum trebuie să-l și bat, să mă duci la pușcărie. Orlando Gino, ai văzut mă ce haladit ăsta? Mamă, ce se vin cu Bogdan, moderatorul, vă, al lui Alin. Cine e ăla? Păi tu nu vezi, mă, cum e stălul ăla și cum e stălul cu mătru tău, ești nebun, care bască ca mea? Păi de ce are că e în Italia și știi ce bască e asta? A? Păi și el tot aia are. Despre ce vorbi? Păi dar omul are bani și el, nu? E și el. Gastă, vezi, bani. În laboratorii. Ali Antonio, te știi, dar tu cu o furculiță ai condus 5 pușcării și acum pe TikTok te juri pe copilul Cristi și ai ajuns un îngrijitor de bișor. Nu trandafirii repetați. Ai făcut 22 de ani de pușcărie ca să fii prima femeie de produs al Loren. Raule, Mariusică, dați altceva, o inimioară, ceva, o inimă. Laurențiu meu, Andrei, mulțumesc. Hai de mama lui, ce drag să vorbesc eu cu asta. Hai de Nic. Mama. Adriane, Raimond, te faci cu metrașul meu frumos, mâncați-și cu aici. Uitați-vă și voi ce ochelare are. Ochelare și-a de la prim... a dat $200 pe ei, a purtat de 400. Tot sezon. Toată luna e și nepotul meu, dacă am dat nici 200, de noi am primit cadou. Dar e 500 de euro ochelarii, normal. Antonio, păi sunt mă să moară copiii Cristi. Doriane, Mariusică, trageți tot. Cristina, te pupăm să rămână, mulțumim frumos, Cristina, te pupăm. Pămânuși și cadou, să fac și eu 40.000 de puncte, bătunetozaur, mă, un suflet curat. Mr. Chiule, te pupă, mulțumesc din suflet, mă. Mr. Chiule, te pup, mulțumesc pentru tren. Uite, mă, suntem 4.300 de oameni, 2 oameni de cadou. Nu mă vrea lumea în tomă, de ce mă numeri, nu vă fac să râdeți, nu-mi fac treaba, mă, dați la bulangii și la curve, mă. Bă, să vă fie rușine, bă. Ata vă zic. Vă fie de aia nu mai îmi vine să fac TikTok, să moară de fata. Nu mai îmi vine mie să fac TikTok, să s-aleagă praful de mine. Nu mai îmi vine, frate, mă jur, stau și fac caratărincă și vrăjeală frumoasă ca să ia fraierii, să ia Ionescu și ăștia care n-au un haz, bă, zero și curvele alea. Păi nu e frumos, bă. Bă, dacă ești aici pe live și stai și râzi și cu mine, păi tu ce faci? Stai la râzi la mine și dai puncte la curve și lui Ionescu? Sau la fraierii ăștia pe TikTok? E, dracu, nu e frumos. Nu mai pune cu metre mănuși, mersi din suflet, te pup strasc. Sunt câțiva oameni care mă apreciază, jur, puțini. Am comunitate puțin oameni, jur, puțin. Ce vreți, mă, să-mi fac pizdă, să mă operez? Ce să-mi fac, mă, fraților? Ce să fac, mă, fraților? Să mă operez, ce să fac, să-mi pun lindic? E, de capul meu. Uitați, bă, puncte de la 600 de ini să moară copiii. Mă retrag după TikTok, mă piș pe el să moară copiii. Școala are Ferraru. Bă, nebunule, n-am școală, e adevărul pur. Ornele, te pup. Bruno e mai talentat ca mine, eu mă omor, ești nebun. Ce talent are, mă, Bălivi Ninja? Ce talent are Golden Boy, mă, pipo ăla, ce talent are, mă, ca vași pula asta. E pe ăsta, la altul, pe patru, n-am nimic acum, că nu mă bag în seamă cu el. Da? Suntem certați, data timp. Diacon. Flavius Moldovan, mâncava și pula voastră, Ali Petrescu, ce dracu, mă, îmi voi un pic de rușine, mă. Sunt eu, mă, Ferraru, Xeroxul României, care am dat moda la TikTok-ul ăsta de să mănâncă pâine pe TikTok-ul ăsta. Ce vibe-ul, băițica mea, cum să ce la vibe? Te bate o dată, da. De două, de trei, te bate ăla, te bate, ce vibe-ul să moară copiii lui Cristi? Alex, Carlat, Florine, te iubesc cum mă. Eu vorbesc la dreptate, frate. Și toată lumea ce cam eu manevre. Păi nu mai știe să face laba pe la camere, își bagă în de-alea în ei, în cururi, în spate. Da. Ești nebun la cap. Da, toți n-au familie, toate curvele astea n-au familie. Pe da, mie îmi convine să stai să fac... Să moră mama mea, dacă... oameni, și noi nu mai suntem apreciați în pula mea, care fac și eu pe TikTok să moară copiii lui Cristi. Dacă cineva mai bun ca mine și ca Ferraru... Ce talent are, bă, țăranul ăla de el, profesorul, e un țăran bășit. Nevasta până Italia de l-a pus pe unul să-i dea puncte. Ce dracu, mă, și ăla are talent, ăla e un țăran. Ce dracu talent să aibă el, profesor? Că pune muzică și... Ce talent are, bă, voi sunteți nebun la cap, ce talent?
să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ți-am dat follow, mâncați-aș cu... Bă, talent înseamnă să fii, să ai vrăjeală frumoasă, să ai vrăjeală și pentru fraieri, și pentru șmecheri, și pentru curve, și pentru hoți, și pentru toată lumea. Ce pula mea talent are el? Că pune muzică, ce talent are el? Ce talent are? Maca are haza, are haz și Maca. A făcut 2 ani bani pe glumele mele și el. Bani pe glumele lui Ferraru. Să moară nepotul meu Macaveri, dar n-a făcut bani pe glumele lui Ferraru. Păi spune adevărul că mă ține pula pe mine în orice privință. Și aceea n-a venit la oficialul meu, mincinos. E fratele meu Macaveri, nu-mi pare rău, e prietenul meu. Ei, da. Ionescu are haz, bă. Toată lumea mâncava și frica voastră să-l bat și un meciul ăsta. Să vă trăiască copiii voștri. Hai, băi, dă-i drumul, tricou. Bă, știi ce nu supor la sclaveștea? Vorbește pe aici, pe Aința, și după aia se roagă de mine pe Instagram, deblochează-mă, te rog, nu mai zic nimic. Cristi, dacă mi-s Laurențiu. Să moară naia al meu. Dar mi-a voi pupur. Florinel are hat, să moară. Îmi ia și forța și tot, că văd că ăștia primește lei altul TikTok-ul unii. Andreea Diaconu merită, merită, dă-o dracu, că a făcut provocări înainte, a făcut multe, nu a Andreea Diaconu. Da, ăștia ce hază? Mă străiască copiii, te iau topul să moară familia. Believing Angels. Termina punct cu prostituat. Golden Boy, ce haz are, bă, Cavăș? E prietenul meu, Golden, n-am nimic cu el, e prietenul. Tipul ăsta, ăsta e profesor, nu? Sau cine ăsta? Nu știu cine. Zero. Și diaconul și aia, mă, copii. Ăsta e Corduneanu, vă plac interlopii. Bravo, vă. Bi, pizdă între picioare. Ce să fac? A urcat și diaconul, Flavius Moldovean. Iai, trăiți ardelienii mei. Da. Ali Petrescu. Ana Maria Toni. Marie. Raluca. Era. Ioniță. Ioniță ăsta măcar arată bine, pula mea. Cristian Lion. Băiat la locul lui ăsta. Da. Conacu. Haz. Mădălina Sis. Sand. Haz. Cât se poate să văd haz. TMB. Baron Montana. Poate bricea cu piept croșeu în barbă să mă rănă la meu terapie intensivă. Ce învață? E așa e, mă, frate. Și ăla are mai mare haz, Golden Boy. Păi nu, mă, frate, nu sunt dușmănos sau invidios. Pă nimeni, fiecare cu... Eu oricum sunt aici săptămână de săptămână. Ei prind odată topul ăsta. După aia nu mai știe nici dracu de ei. Problema e că eu nu înțeleg un singur lucru. De ce veniți atât de mulți la mine pe live și nu am susținere? Ei au atât de puțin pe live și au susținere. De ce veniți? Veniți la mine, ați înțeles? Și dați banii la ei. De ce? Că așa sunteți voi făcuți. La curve și la ei. Eu nu am comunitate. Comunitatea mea e maxim de 30 de inși. 30 de inși care mă țin de atâta timp. Să mor dacă te mint. Ați înțeles? Asta e viața. N-am ce să mai zic. Asta este. Fiecare cu norocul lui. Și cu viața lui și cu soarta lui. Aia, da. Nu e vorba de cât de bun ești, e vorba de cât de pervers ești pe TikTok-ul ăsta, că așa e, cât de pervers ești și cum vorbești, ce rezonezi, ce te vinzi. Prostituție online, asta e. Bărbații se vând la femei și femeile la bărbați și tot așa. Asta, despre asta e vorba pe TikTok-ul ăsta, despre prostituție online. Mr. Q-ule, te pup. Ați înțeles? Nu bagă mâna în buzunar, ai dreptate cu notul. Ferrari, tu ești emblema la TikTok. Dar nu mă interesează pe mine că este emblema la TikTok, mă interesează că pentru o competiție. Uite-te și tu 5.000 de oameni pe live. La relax. La relax, mă, fără să fac nimic. Când dracu au ăștia 5.000, mă, nici cu boți. Nici boții, înjură boții. Plecați, ați vezi prea mult, nu e bine. Ai înțeles? E vorba de om în sine, înțeles cum să... Na. Ia costele. Golden Boy, te pup, frate. Ce mai întâi, mă, la mui? Ce da, mai... ca să nu mai te zici că ești șmecher, tu, Costel. N-am nimic ca cu tine, Golden, n-are fratele tău nimic ca cu tine. Vorbeam așa, generalizam. Golden e o dulceață de băia, mă, nebune, ce să ai cu el? Ce să ai cu el, mă? Că Golden e iubit de toată lumea, e boxier. Frățiorul meu, mersi din suflet pentru încurajare. Te-am primit mesaje acum, nici nu vă dați seama. Am primit un mesaj, fii atent, să moară familia mea și de la om cu funcție.
Să moară copiii. Salut, frate. Uitați ce am câștigat la Galați. Bravo, frate. Săriți gardul tu cu zauri. Ce faci? Ești ok? Sunt foarte ok. Mai ales acum că ați intrat dumneavoastră cu mine. Foarte mult, foarte mult. Am văzut meciul pe astea, pe acolo. Serios? Da. Dar dumneavoastră de unde sunteți? Eu sunt la București, brodere. Am înțeles. Ce faci? E ok acum? Sunt ok, da. Și fericit că am reușit să intru cu dumneavoastră. Mă bucur să văd asta. Rărei dreptate și banii noștri. Păi ce banii noștri, mă, fraților? Banii. Banii voștri. Banii voștri sunt așa, nu e vorba de banii voștri. Eu am un anumit public. Eu niciodată în viața mea n-am pus, sunt singur om că n-am pus doar pentru abonați. Sau dacă m-am băgat. Niciodată în viața mea n-am vândut prostituție pe ăsta. Nu m-ați văzut pe mine. Vin fără dinți ăștia în gură și că spif. Stau tolonit așa într-o parte. Am freza asta lipită cu scoci. Nu sunt bărberii, nu sunt aranjat, sunt ciocul alb, sunt, m-ați văzut, cu lumine, cu filtre, cu vrăjeli. Toată lumea știe că am cățel, purcel, ai înțeles? Ei toți sunt singuri, singure, ai înțeles? Ai înțeles? Asta e treaba. Nu scriu la mea, arate mie un donator, unul, că eu îi scriu eu. Domnul Ferraru, mă scuzați că mă întreb. Eu să știți că vă respect mult și ascult ce spuneți dumneavoastră. Și mulțumesc frumos, frate. Și plus de asta, printre rânduri, când stau de vorbă serios, mai aveți ceva că te învăța de la dinozaurul ăsta bătrân. Pentru viață, așa. Pregătire pentru viață, pregătire pentru viață, pregătire pentru viață. Vă mulțumesc mult tuturor oamenilor, dinozaurilor. Vă mulțumesc și vă iubesc. Respect. Mă plec în fața dumneavoastră. Da, mă, liniștit, frate. Plus de asta, să se jure ei în biserici, cu mâinile pe copiilor și pe familia lor, care dintre toți tiktokerii ăștia, dacă toți adunați la un loc, au donat măcar jumate din ce am donat eu la oamenii sărași, fără să te afișeze niciodată și să spună niciodată și să tacă stămâlc. Bun. Pe unde-i sufletul? Ce susțineți, mă, niște gunoaie și niște lepre, mă? Asta susțineți. Culmea este că unii arată cum trebuie. Și doar pentru pur și simplu fapt că sunt români și sunt agreați și acceptați de societate, sunt niște zdrențe, niște mizerii fără rațiune. Eu, pentru pur și simplu fapt că sunt țigan și arăt ca un vagabond, ca un golan neau și un golan de stradă și un om care nu reprezintă încredere, sunt viceversa. Sunt ce trebuie. Una e să fii ce trebuie și să ne arăți cum trebuie și alta e să arăți cum trebuie să nu fii ce trebuie. E scurt la subiect. Dar așa a fost, așa va fi și așa va rămâne de întotdeauna. Toată treaba asta. Până la adânci bătrâneți. Și cam atât. Amin. Asta am spus. Amin. Da. Tu ce zici, brother? Ești bine? Ești ok? Gata, am dat drumul la chat. M-am supărat un pic. Domnilor, tunetozauri, eu nu doresc niciun cadou. Eu doar tabla vreau. Atât. Așa spun și oamenilor mei că eu nu cer cadouri. Doar tab. Atât. Vă mulțumesc mult oricum pentru toate tab-urile și pentru toate cadourile. Dar nu e necesar. Eu nu pentru cadouri fac live. Eu fac live pentru că nu am niciun prieten în realitate decât accentul și pentru socializare, înțelegi? Și că toată lumea a uitat de mine decât accentul. Adică nu că a uitat de mine, greșesc. Nu a uitat de mine, își continuă viața, știi ce spun? Își continuă viața și face sens ce spun. Deci nu că a uitat de mine, că vă mulțumesc mult. Wow, văd cum curcatorile, vă mulțumesc mult. Și domnule Ferraru, vă mulțumesc mult și dumneavoastră și vă respect maxim. E pu, brodere, și ce să zic, nu prea e un moment bun acum să joc, eu sunt în alt film acum, dăm cerere altă dată dimineața, dăm cerere, jucăm cât vrei tu. Acum sunt într-un moment, am intrat un pic într-o chestie de-a mea, așa, știi, vreau să stau de vorbă cu oamenii, că sunt supărat, pe mine sunt supărat, pentru că nu știu să pun preț pe mine, nu știu să pun preț deloc pe mine, asta, sunt supărat tare rău de tot. Vezi tu, fiind mereu și înjurând mereu, înțeles? Pe mine m-au mulțumit doar banii, dar acum am destul de mult potență financiară încât trebuie să fiu cineva. Păi nu pot leprele astea care n-au cum să aibă un dialog cu mine.
Băi, îi iau de la educație financiară, educație spirituală, educație morală, educație civică, educație primară, educație formală, educație cum vor ei, de la puncte de vedere, de la strategie, de la mod de a privi lucrurile, de la cultură generală. Păi cum să stea, măi, în culți ăștia de vorbă cu mine? Ce să vorbească ăștia cu mine, mă? Ce să vorbească? Din ce să vorbească cu mine? Din mă machiez mușchi la sală și ambiție de prost și curvei leșinate după ei? Păi asta e viața, mă. Ai înțeles? Asta e viața. Eu sunt cel mai bun rău benefic pentru ei. La mine e de ajuns să zic, e țigan, te arde, vezi că e pervers. Românul așa gândă, buf. Și ei sunt niște gunoaie și niște jeguri. Toți. Aici vă dau dreptate. În fine, Tepu, fratelu, să ai seara bună. Îmi cer scuze, n-am o stare ok, vreau să stau liniștit. Doamne Firar, o să vă dau... Oricând, te salut, numai. O seară superbă și la revedere. Vă mulțumesc. Da. Nu, mă, fraților, de la un moment dat trebuie să pui un pic de pres pe tine, că nu mai sunt leșinat cum am ieșit. Păi, înțeles, l-am ieșit leșinat. Eu sunt un brand, sunt o etichetă, sunt un om. Ai înțeles? Nu neapărat banii, că poate nu mai am niciun ban, chiar nu mai am niciun ban. Sau poate am foarte mulți bani. Nu mai e nevoie de bani. E vorba de eticheta care o pun pe mine. Am greșit foarte mult. Asta i-am zis lui Alin din prima. I-am zis, bă, prostule. Când intrăm pe TikTok-ul ăsta, uite așa. Unul te bate, unul te pup. Nu te pup. Ce vrei? Bineața, domnul Ferraru. Hai, fă, că oricum, ia și ascult doi meci, că eu vreau să vorbesc, oricum. Așa. Unul înjură, unul face provocări și unul-i cu minte. Ca să poți să acaparezi, e o strategie de marketing. La un moment dat i-am zis, bă, ăsta o să câștige. De ce? Pentru pur și simplu fapt că vorbește frumos. Cine vorbește frumos e mai periculos. Ați înțeles? Eu nu vă zic la miști. E, și acum intervine următoarea chestie. Ce intervine? Păi... I-am zis lui Alin, bă, o să vină o vreme în care lumea se plictisește de orice. Așa e, cât ești la mod. Și după aia ce ia locul? Cu mințenia. Exact ce a făcut maestrul din top, cu mințenia. Bun. Bă, vă spun niște lucruri. Faptul că vorbești frumos nu te face un om bun. Și faptul că ești curat nu te face un om sănătos. Să nu uitați treburile astea de la mine. Am cunoscut cele mai mari lepre din lumea asta, oameni cu școală, cu gramatică bine pusă la punct, oameni care știu să se pună în pagină și în text și punct de vedere, super ok, și au fost niște lepre, și am cunoscut niște semi-analfabeti și inculți și abăcât de urși, cu inimă de aur. Asta face diferența între noi. Și am cunoscut curve, femei de produs, curate, spălate la pizdă, păi e meseria, dar și natură în fiecare zi, dar cu boli venerice. Și am cunoscut femei care nu sunt să spală dimineața până seara la pizza și sunt sănătoase. Vezi, deci faptul că... Deci trebuie să înțelegeți niște lucruri aici. În fine, îmi bag gura degeaba, eu nu sunt pentru toată lumea. Sunt pentru... Să fac caritabil? Lasă, frate, să mai fac caritabil. Toată viața mea a fost un caritabil, nu sunt ca ăștia, ca mârlițele astea. Nu mai am puterea eu să ajut acum, că am tras și eu problemele care le-am tras, într-un impas în viața mea, nu zic nimic. Dar să facă și alții ce am făcut eu și cam atât, nimic mai mult. Să facă și alții ce am făcut eu. Și dacă ar face, nu fac milionari ce am făcut eu. Și dacă ar face toți oamenii ce am făcut eu, ar fi o lume mai bună cu siguranță. Și punct, la revedere. Ai jucat la aparat. Și dacă joc e problema mea, mă, joc banii mei, nu joc banii tăi. Joc timpul meu, că plătesc cu timpul meu pentru toate porcările care le spunești. Chiar dacă joc banii la aparat, ești jucător, printre degetele mele mai scapă ceva. Mai dau la un sărac, mai dau la un rămăr, mai dau la o casă de copii, mai ajut oameni nevoiași. Pula mea, sunt zile că nu fac bani pe TikTok, câți bani dau, donez. Și nu să fac, uite aici ce am făcut. De care îl știți voi, nu e făcut un bine. Binele care îl știu decât eu cu Dumnezeu, am valoare pe lumea înaltă. Mă pune așa în cui și zice, ia vine un coat. Cine mă cioară asta? Ăsta nu cred. Ăsta. Așa e cântarul acolo. Da? Pula mea. Pe mine mă deranjează altceva.
Mă deranjează, ești mă Florine, băga mea și pula morții tăi, ciurea 89, să-mi bag pula în familia ta și morții tăi de sclav. Cu tine mi-arte. Na, mă, e greu să vorbești pe limba lumii, nu poate să vorbească. Așa a fost, așa va fi și nu pot să schimb eu și nici nimeni. N-a putut Iisus să vorbească pe limba lumii, vorbesc. E vorba de suflet, mă doare sufletul, știi de ce mă doare sufletul? Nu că aduci bănie ca invidie, că avem toți capital. Mă doare sufletul că sunteți fiecare care donați la oameni ăștia, sunteți oglinda, ăia sunt oamenii care vă reprezintă. Sclavii și fraierii donează în văzul lumii la toate prostituatele, pe sunteți niște fraieri, mă, în pula mea. Ce bărbat ești tu, mă, să-i dai la o prostituată care n-are niciun talent, că-ți place să o fuți, da, sună, mă, prefă, vină, fă-mi pula mea, îți dau 2000, să-ți dau la muie. Le-ați învățat de numai să fute pe 2 milioane la rezident. Să fute, să treci dimineața, bea o cafea și-și ia un avion. Păi ești nebun la cap, le-ați făcut în prostituate, doamne, și după aia vă dă la cap cu banii voștri, proștii dracu care sunteți. Sunt niște fraieri de 2 lei. Nu zic trebuie să veniți la mine, doamne ferește, nu. Dar plătește-mă omul pentru ce ți oferă. Ce-mi transmite ăsta într-o zi? Pe asta îmi transmite când vine să-i dau la muie, să o fut în cur. Vino cu a fata mea, ce vrei tu, să te la muie, să nu, atunci fă TikTok de tempul la mea. Ai înțeles? Asta, ce-mi transmite ăla? Păi mă, l-am transmit o stare de bine. Ia mă să rup și eu de acolo 5 lei să-i dau lor. Ăla ce-mi transmite? Păi transmite chestia aia. Și pozați toți în vrăjel și cu tare. E vorba, nu e de cine ești pe TikTok. E vorba de prostituție online. Prostituție online. Prostituție și perversitate online. Prostituție și perversitate online. Și argumentele sunt așa. E bun, domnul Feri. Pafă. Prostituție online. Asta este. Prostituție online. Prostituție online. Nimic altceva. Nu e vorba de cât de bun ești, nu e vorba de cât de ești, nu e vorba de match mut cu Gerard, cel mai plictisitor om. Prețuiți viața. Uitați ce înseamnă viața. Să vedeți cât durează 5 minute din viața unui om cu un om plictisitor. Nu vorbim.